este riscant să contești pentru că logica celor care contestă la fel este una defectuoasă să cere alegere anticipate în condiții în care vaccinuri nu și nici nu vor fi, că asta este mesajul care eu percep. Vaccinuri nu că bun, nu știu, și toată clasa politică n-a fost în stare să le aducă și nici nu vor fi, pentru că oricum nimic nu se schimbă. Și în aceste condiții, când oamenii sunt îmbolnăvesc și mor, mulți dintre ei, să organizăm alegeri anticipate, că oricum nu avem nevoie de acest Parlament. Că el este, oricum nu face nimic. Asta este logica, dar mie mi se pare defectuoasă, pentru că haideți să organizăm alegeri, să aducem oameni și sporești riscul, oricum sporești riscul contaminării. Deci în condițiile în care nu sunt vaccinuri, tu trebuie să te ții de aceste carantine, de lockdown-uri, de restricții din ce în ce mai dure. Și ai nevoie de situație excepțională, ai nevoie de parlament care să impună această situație. Dacă vin vaccinurile, și asta este logica socialiștilor și eu o înțeleg. Ea este o logică logică. Vin vaccinurile Mergem la alegerea anticipată. Va interveni deja logica politică. Nu știu, vor dori socialiștii anticipate, nu vor dori, dar cel puțin pentru moment eu înțeleg această logică. Logica pasului eu nu înțeleg. Deci Ateți vaccinuri, nu? Nu vor fi, dar uh, parlamentul trebuie dizolvat și alegerea anticipate.